Un incendiu a izbucnit în această dimineață la un agent economic din Salău. Forțe din cadrul Inspectoratului de Pompieri au intervenit la fața locului pentru stingerea incendiului. Din fericire, pagubele au fost nule, fiind doar un exercițiu în teren pentru antrenarea structurilor de intervenție. Potrivit locotenentului Lucian Jacodi, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Borolisum al județului Sălaj, detașamentul de pompieri Zalău a organizat și desfășurat un exercițiu cu forțe în teren pentru antrenarea structurilor de intervenție la stingerea incendiilor la un operator economic din Zalău. Obiectivele care au fost urmărite pe toată durata acțiunii au fost pregătirea psihologică a efectivelor participante, cunoașterea modului de comportare pe timpul acțiunilor de intervenție atât a forțelor profesioniste cât și a personalului de la locul de muncă al operatorului și verificarea capacității de intervenție, a timpului de răspuns, a timpilor de realizare a dispozitivului premergător și de intervenție.